Bustul primului patriarh al României Mari, Miron Cristea, a fost inaugurat ieri la Năsăud. Dezvelirea statuii a avut loc în cadrul unui ceremonial militar religios în prezența în al Presfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Așezat în curtea bisericii Sfinții Învărați Constantin și Elena din Năsăud, bustul din bronz al Patriarhului Miron Cristea a fost realizat printr-un proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și derulat de complexul muzeal Bistrița Năsăud. După slujba de binecuvântare a bustului, părintele mitropolit Andrei a vorbit celor prezenți despre personalitatea Patriarhului Miron Cristea. Iată că astăzi suntem la statuia Patriarhului Miron Cristea din Năsăud. Având legătură cu Năsăudu, făcându-și gimnaziul, liceul aici și toate aceste manifestări legate de bărbații celebri, sunt făcute în spiritul învățăturii Sfântului Apostol Pavel. Apostolul Pavel, în epistola către Evrei, în capitolul 13, versetul 7, zice: Aduceți-vă aminte, de și voștri. Băgați bine de seamă cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Numele Patriarhului Miron Cristea este strâns legat de orașul Năsăud prin faptul că acesta a absolvit liceul grăniceresc din Năsăud, petrecându-și adolescența în această zonă. O sclipire de geniu că din primele contacte cu școala, viitorul Patriarh al României a avut o activitate culturală de excepție și a însușit cultura umanistică latină și greacă, Vorbea fluent germană și maghiară. A fost președintele societății de lectură Virtus Romana Rediviva. Iar la Sibiu, în timpul studiilor teologice, a devenit președintele societății culturale Andrei Șaguna. În cariera vieții a fost învățător și director al școlii din Orăștie, iar prin intermediul unei burse de studiu a obținut titlul de doctor cu o teză unică în cultura românească, Eminescu, viața și opera în limba maghiară la Universitatea din Budapesta. După ceremonia de depunere de flori și coroane a urmat parada militară. Tot ieri, prețințitul părinte Andrei a vizitat preventoriul TBC din Ilișua și le-a oferit cadouri copiilor de aici.